Fotbaliștii Gazului Metan întâlnesc luni seara în deplasare formația Viitorul Constanța în cadrul etapei a 5-a ligii întâi la fotbal. Fără victorie în primele 4 etape și cu doar 3 puncte în clasament, Lupii Negri caută prima victorie în actualul sezon al ligii întâi. Antrenorul Cristi Pusta i-a declarat într-o conferință de presă că își dorește ca formația pe care o pregătește să fie o echipă mai matură în întâlnirea cu echipa lui Gică Hagi. Să sperăm că vom reuși și noi să obținem prima victorie în acest campionat, pentru că, deși au fost și jocuri bune, ca număr de puncte, eu cred că sunt foarte puține după 4 etape. Întâlnirea dintre Viitorul Constanța și Gaz Metan Mediaș se dispută luni seara de la ora 19.